Salutare, dragi mămici și gravidute! Vreau să vă povestesc astăzi despre ce s-a întâmplat ei. Nimic anormal pentru un copil, însă vreau să vă spun mai exact cu ce am tratat. Este vorba despre o iritație pe care a făcut-o în zona gâtului, mai exact la plicii dintre barbă și bărbiță și zona de sus a pieptului, care iritație este normal având în vedere că este destul de pufoasă. A luat 7 kg și atunci automat având plici cute s-a iritat. Este într-adevăr și perioada cu căldură, transpiră foarte mult, îi mai curge uneori și laptele și oricum de mult aș încerca eu să o curăț în zonă și să o protejez, se pare că tot s-a iritat. Așa, dar pentru că s-a iritat, am căutat o soluție și am căutat ceva care să nu fie cu parfum, să tolereze bine conținutul pe piele, să nu rămână senzația aceea de gras, mai ales că este vară și vă dați seama, nici noi nu suportăm senzația de gras pe piele, cu atât mai puțin un copil. Și în plus, dacă ar fi rămas senzația de gras, să nu se lipească, eu știu, praf sau alte scămuțe pe ea. Pentru asta am mers în bebetei și am căutat ceva împotriva iritațiilor și am găsit crema Cicabio de la Bioderma. Sunt foarte mulțumită de ea pentru că, în primul rând, așa cum v-am spus, nu am găsit ceva care să nu aibă miros, să nu, fiind și în zona gâtului, să nu fie parfumată, ca să zic așa. Și am găsit crema Cicabio, care în mod normal este recomandată pentru iritații, pentru roșață și în zonele scoamoase și este destul de blândă cu pielea, adică dai pe piele și nu se întinde foarte repede, intră foarte ușor și nu lasă senzația ca și cum ai fi aplicat o cremă pe zona respectivă. În plus, are în conținut cupru și zinc, care sunt agenți antibacterieni și împiedică dezvoltarea bacteriilor astfel încât zona să nu se inflameze și mai tare și să se reducă. Și m-a convins să o cumpăr. Am aplicat-o doar de 2 ori până acum pentru că abia am cumpărat-o. Crema se poate aplica atât după ce îi faci baie sau speli zona respectivă, cât și după ce cureți, eu știu, cu apă micelară, pentru că mie mi se întâmplă să nu îi dau neapărat doar după ce îi fac baie, ci o mai curăț în timpul zilei cu apă micelară pe zona gâtului și sub bărbița și mai aplic un strat de cremă ca să fie efectul mai rapid, ca să zic așa, să se ducă mai repede roșața, pentru că mă gândesc că fiind și transpirată, poate o ustură, o mănâncă și așa mai departe. Ce mi-a plăcut este că reduce foarte repede senzația de mâncărime, este în același timp delicată cu pielea și se poate folosi și la bebeluși, pentru că ei, având o piele mult mai sensibilă decât a noastră, trebuie să fim atenți la ceea ce cumpărăm. Așadar, crema Cicabio de la Bioderma se poate folosi pentru față, pentru corp, chiar și pe buze, dacă aveți buzele, eu știu, crăpate sau sunt roșii. Și de asemenea pe mucoasele externe. Deci vă recomand cu încredere crema Cicabio și mai ales puteți să o folosiți la plicii bebelușilor și în
toate zonele unde fac ei cute și se irită. Până data viitoare, când am să vă povestesc prin ce peripeții mai trec eu cu Lia, nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Instagram, pe site și pe YouTube-ul Bebe Te Iubesc și aveți grijă de voi, de bebeluși, de copilași și, bineînțeles, de plicilor, ca să nu se irite. Vă pup!